Nemulțumirile angajaților de la Urbis sunt multe și de toate felurile. Ei reclamă faptul că politica societății este aceea de a păstra pentru toate categoriile de salariați retribuții mici. Șoferii sunt nemulțumiți și de condițiile de lucru, dar acuză mai ales comportarea directorului Ion Pop. Dar vin la servici mai tremurând deja. Am ajuns în situația în care vin cu ură, cu scârbă la lucru, știind că aici mă așteaptă iarăși o urmărire dintre aia ca în firme. Pas cu pas. Un coleg de-a nostru de pe trolebuz le dă la femeile de servici mărțișoare și au glumit cu ele cumva și doamna secretară a crezut că i-au citit după buză. După buzele conducătorului, tot că o jinit-o pe aia și a vorbit ceva obscen la adresa ei. Și cheamă sus domnule să dea declarații. O secretară face un abuz. Ce funcție poate să aibă ea? Păi ne-au făcut incompetenți. Dacă trebuie să fie spitalele pline de bolnavi, domnule, de accidentați, nu? Mașinile pline de lovituri, dacă suntem incompetenți. Ce înseamnă, dumneata, ce înțelegi prin incompetent? Că nu fac nu știu să-mi fac datoria, nu? Și atunci, cum mă face, cum mă jignește în halul ăsta? Angajații de la Urbis sunt sprijiniți de Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi și Servicii Maramureș, prin intermediul căruia au înaintat un protest scris directorului Ion Pop, în care au menționat toate nemulțumirile și revendicările lor. Deci, în primul rând, salariile, cum v-a zis, stresul, vă ziceam și de casier ce se întâmplă cu ei, deci și mai este ceva ce se sizează conducătorii auto. Reviziile. Nu se mai până fac revizii. Se făceau programate. Reviziile permanente. Acum cade cel revizii. Sigur că replica mi se dă azi în presă că nu se poate să iasă fără revizie, că nu pune în pericol. Dar de ce nu faci? Protestul de la Urbis s-a desfășurat fără incidente, directorul Ion Pop nefiind prezent la sediul societății pe durata manifestării. Dacă cererile nu vor fi rezolvate, șoferii băimăreni intenționează să susțină luni revendicările în fața primăriei.